Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde alături de invitații noștri ne dorim să explorăm această lume largă a educației spirituale a copiilor. Și mă bucur să fiu astăzi împreună cu Ramona la o discuție care știu sigur că ei face mare plăcere și care sunt absolut convinsă că o să vă stârnească și vouă interesul. Mulțumesc pentru invitație. Aș porni discuția noastră de azi din Iosua 4, acolo unde poporul care se pregătește să treacă Iordanul aude prin Iosua, din partea Domnului, următoarele cuvinte. Alegeți 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, și porunciți-le, luați din mijlocul Iordanului, din locul unde vor sta picioarele preoților, 12 pietre. Duceți-le cu voi și așezați-le în locul în care veți rămâne peste noapte. Câteva versete mai jos spune: acestea vor fi un semn în mijlocul vostru. Când fiii voștri vă vor întreba într-o zi ce semnificație au aceste pietre pentru voi, voi să le istorisiți cum au fost despicate apele Iordanului înaintea chivotului legământului Domnului atunci când acesta a traversat Iordanul. Și pornind de la versetele acestea, vedem că pentru Dumnezeu a fost important ca în istoria poporului său să puncteze anumite evenimente cruciale care să rămână peste viacuri ca o mărturie. Și te-aș întreba, care-i povestea ta sau ce a rezonat cu tine din această poveste a lui Dumnezeu cu poporul său, în așa fel încât ai decis ca să devină povestea ta de care să te ții cu consecvență atâția zeci de ani de zile? Aș putea să zic că Domnul Dumnezeu, când l-a creat pe om, a pus în el acele trăsături care se regăsesc și în el. Și creativitatea și dorința de a rămâne conectat cu amintirile și de a puncta evenimente majore erau săpate în Dumnezeu și la rândul lui le-a săpat în noi, în fiecare dintre noi. Acum, eu ca structură, ca să pot înțelege anumite concepte teoretice, ca structură eu prima dată trebuie să mi le ilustrez și în momentul în care mi le ilustrez și sunt întipărite în minte acele ilustrații, voi reuși să țin minte adevărul că mă trezești noaptea, că e frig afară, că sunt într-o pasă mai bună sau mai puțin bună. Că ți-e foame. Că mi-e foame, exact. Devin deja ale mele. Ei, mi-am dat seama când eram copil că îmi plăcea să mă opresc în loc, în anumite locuri, să-mi iau anumite elemente, să mă agăț de anumite fotografii care mă duceau înapoi la momentul de origine și m-am pomenit la un moment dat având și emoțiile activate, imaginația reaccesată și astfel mi-am dat seama că practic, aceste amintiri, aceste semne, aceste repere îți fac bine prin faptul că îți poți repeta un adevăr, îl poți memora, îl poți reaccesa, în același timp le poți încărca din nou de emoțiile pe care le-ai avut la origine și imaginația din nou poate să zburde. Astfel că m-am pomenit făcând așa ca și copil, iar când am ajuns la casa mea, am decis că fiecare moment crucial din viață sau fiecare schimbare de macaz va fi punctată de un element, va fi punctată de un ritual, va fi punctată de o anumită relație și așa s-a născut în viața mea practica pietrelor de aducere aminte. Mm-hmm. Cum anume le pregătești? Care este procesul prin care decizi ce anume vrei să punctezi, când o faci și în ce constă toată pregătirea? Că mă gândesc că nu este o decizie spontană sau nu lași totul la voia întâmplării.
Deci, în primul rând, pot să spun următorul lucru. Aș face o afirmație înainte ca să răspund la întrebare. Și anume, pietrele de aducere a minte trebuie tratate și folosite înțelept, nu doar cu rațiunea, ci și cu imaginația și emoțiile cu care am fost înzestrați de cel preanalt. Dar în același timp aș sublinea faptul că aceste pietre de aducere a minte au limitările lor, dar și nelimitările, necuprinsul lor. De pildă, o piatră de aducere a minte nu poate acoperi și nu poate satisface toate conotațiile teologice. Însă, de la Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament și după aceea de la Domnul Iisus în Noul Testament, vedem faptul că El și Tatăl și Fiul se folosesc de pilde, de pietre de aducere a minte și ei sunt cei care decid învățătura primară pe care o dau sau adevărul pe care vor să-l sublinieze sau ideea care să rămână ca învățătură. Astfel că funcția expresă a pietrelor de aducere a minte este, din perspectiva mea, este aceea de a păstra vie o amintire cu privire la cine este Dumnezeu, la isprăvile pe care El le-a făcut, poate la isprăvile pe care le-a făcut în viața mea sau în viața familiei mele sau în comunitatea mea, și care, ori de câte ori ochii mei întâlnesc acea piatră de aducere a minte, să-mi aduc aminte de decizia de a umbla în ascultare de El. Și atunci, plecând de la aceste mențiuni, aș spune următorul lucru. Cum pregătesc pietrele de aducere a minte? Cu siguranță nu peste noapte și nu cu câteva zile înainte de eveniment, ci am avut situații în care mi-au fost pregătite cu ani de zile înainte, poate cu luni de zile înainte sau săptămâni înainte. Și ce fac? Le caut, le văd, le cumpăr, le păstrez până le vine vremea și astfel că mă duc la târguri de antichități, probabil prin librării, prin magazine de decorațiuni interioare, în muzee, în site-uri care acum ne sunt foarte accesibile și de obicei, pregătirea acestor pietre de aducere a minte sunt doar o interfață a unor înțelegeri, a unor lecții de viață pe care s-au născut din relația mea cu Dumnezeu, din înțelegerea mea din Scripturi și doresc să îl aduc mai aproape pe Dumnezeu și înțelegerea de care am avut parte. Deci cumva faci o referire la ceva ce deja s-a întâmplat în inima ta sau în înțelegerea ta cu privire la umblarea cu Dumnezeu, uh-huh. Și apoi prin plimbările tale în diverse locuri îți cade privirea pe un obiect sau altul și îl iei, uh-huh. Cu gândul că îi va veni vremea poate peste câteva săptămâni, poate peste câțiva ani, așa cum spuneai. În primul rând, când ochii mei întâlnesc piatra de aducere a minte, rememorez ce a născut în mine, în relația cu Dumnezeu, acea piatră de aducere a minte sau un anumit adevăr. După aceea, vreau să transmit mai departe, fie că e vorba de copiii mei, fie că e vorba de cei care ne intră în casă, de semenii mei, să le transmit ceea ce eu am înțeles și să o fac într-o manieră nu formală, ci într-o manieră creativă, spontană, dacă se naște, ai persoane care ți intră în casă și pun ochii pe anumite repere și ei nasc dialogurile și poate se opresc în dreptul unei pietre de aducere minte, poate în dreptul alteia, unii într-un fel rezonează, alții în altul. Și atunci, practic, pietrele de aducere minte poartă un adevăr pe care l-am înțeles din relația mea cu Dumnezeu, dar în același timp, același adevăr vreau să-l fac cunoscut mai departe. Copiilor mei, casei mele, celor care ne calcă pragul. Deci sunt de folos atât în familie și le folosești atât pentru familia restrânsă, cât și pentru prieteni sau pentru anumite evenimente în care, din nou, e nevoie de un simbol care să încununeze o temă, poate, sau un concept. Exact. Și mi-aș permite să aduc
sărbătoarea Paștelui, care în Exod subliniază faptul că se nasc două întrebări. Când fiul tău te va întreba, tată, ce înseamnă ce faci acum? În primul rând, eu voi spune, va trebui să răspund copilului meu la nivel personal. Iată ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru mine. Dar aceeași întrebare repetată, tată sau mamă, sau ce înseamnă toate astea? Îi voi spune nu doar ce s-a întâmplat la nivel personal, ci voi spune și isprăvire lui Dumnezeu față de cei care fie l-au ascultat, fie nu l-au ascultat. Și asta mi se pare că poartă cu sine o piatră de aducere aminte. Nu doar o experiență de a mea cu Dumnezeu, ci la un moment dat și a oferi un potențial răspuns cu modul în care Dumnezeu s-a raportat la cineva care îl disprețuiește sau... Deci răspunsul e mai complex, nu doar ce mi s-a întâmplat mie la nivel personal, ci și isprăvile lui Dumnezeu când vine vorba de om. Mm-hmm. De-a lungul anilor bănuiesc că ai avut parte de tot felul de reacții, fie când ți-au pășit pragul prietenii și rudele întrebându-te ce simbolizează acest obiect, ce simbolizează celălalt, dar probabil și în momentul în care copiii tăi primeau un astfel de simbol. Văzând atâtea reacții pe parcursul anilor, care ai zice tu că este impactul acestor pietre de aducere aminte? Care-i greutatea sau semnificația pe care o pun în plus pe un eveniment pe care îl punctezi tu? Uhum. Înainte de a spune care este impactul, aș vrea să zic cui folosește piatra de aducere aminte. O piatră de aducere aminte, în primul rând, mie îmi folosește. Să-mi aduc aminte cine e Dumnezeu și isprăvile lui în viața mea. Dar după aceea, cred că îi folosește copilului meu. Copilului meu, care chiar dacă se pare că nu se lipește nimic de el, vor veni anii în care va avea posibilitatea să rememoreze acea piatră de aducere aminte și să facă un click în viața lui, să capete o perspectivă proaspătă asupra adevărului pe care eu am încercat să-l exprim când el era copil în casa mea. Și în al treilea rând îmi folosește nu doar mie, nu doar copilului, ci și celor care intră în casă. Și acum, care este impactul acestor pietre de aducere aminte? Crede-mă, nu știu care este impactul și nu cred că este de competența mea. Nu sunt în măsură să apreciez sau să evaluez impactul din inima celui căruia îi era destinat. Mm-hmm. Pentru că, în primul rând, mie mi este destinat și câtă vreme eu mă uit la o anumită piatră de aducere a minte, în mine vine lecția de viață, vine emoția, vine înțelegerea care, și imaginația care se reaccesează. Și atunci nu cred că eu sunt chemat neapărat să evaluez impactul, dar pe măsură ce anii trec și maturizarea mijește la orizont, personal cred că impactul va crește în copiii mei sau în cei cu care mi-am intersectat viața. Și peste ani, cred că praful poate fi șters de pe pietrele de aducere aminte. Știi? Și atunci impactul nu mă prea interesează dacă are un impact. Câtă vreme mie mi-a făcut bine și m-a recalibrat, mie îmi face bine și... Și cu siguranță imaginile concrete rămân undeva în minte și au felul lor de a se reactiva în momente în care poate avem nevoie de ele, în momentul în care ceva face click în mintea noastră și se cuplează acolo într-un mod tainic. Așa este. Ochiul vede și înțelege lucruri pe care urechea sau mintea doar le vede și le înțelege, doar le aude și le înțelege, dar nu neapărat le vede. Și atunci ochiul are capacitatea lui să te conducă în dimensiuni pe care celelalte simțuri nu sunt menite să o facă. Poți să te întreb dacă ai făcut un calcul cu toate simbolurile astea pe care le-ai pregătit de-a lungul vremii? Mi-am permis să fac o socoteală doar de la data la care m-am căsătorit
și suntem căsătoriți cu Rei deja de 36 de ani. Avem doi copii care ni s-au născut la 3 ani de la căsătorie, respectiv anul 4. Avem doi băieți și au plecat la casa lor când aveau 23 de ani, respectiv 24. Și pietrele de aducere aminte și opririle în loc și reperele sunt aproximativ 279 minim. Mult. Sau? Fiecare poartă cu sine încărcătura. Mm-hmm. Și când e un număr așa de mare, că 270 și ceva pare mult, nu există pe undeva riscul de a se banaliza cumva, de a își pierde din semnificație? Adică mă gândesc că dacă deja anticipez, o să vină ziua mea, cu siguranță voi primi un simbol. Uh-huh. Oare pe lângă toate celelalte simboluri, ce va aduce în plus? Sau oare mai îmi aduc aminte simbolul de data trecută? Ce reprezenta? Uh-huh. Ba da, pericolul banalizării este o realitate a condiției umane și puterea obișnuinței și banalizarea sunt acasă în acest univers căzut. Dar ce pot să spun este că exact așa cum într-o viață de om am parte de zeci de zile personale de naștere și sute de zile de sărbători repetitive cu același mesaj și deja unele mesaje de mii de ani peste generații, cred că ceea ce oferă unicitate și viață fiecărei pietre de aducere aminte este sezonul inimii în care mă aflu, care diferă de la un moment, de la un eveniment la altul și care nu seamănă între ele. Îți dau aici un exemplu. Zilele de naștere. Le percep foarte diferit acum, la vârsta pe care o am, comparativ cu percepția pe care am avut-o când am împlinit 5 ani sau când am împlinit 18 sau când am împlinit 22 sau 40. Da, aceeași persoană, însă înțelegerea e foarte diferită de la un an la altul, rezonanța lăuntrică e foarte diferită și chiar și integrarea în contextul mai larg al vieții este foarte diferită. Și personal cred că pericolul banalizării pietrelor de aducere aminte de obicei se cuibărește în suflete plate și atot suficiente. Și de ce îmi permit să fac o astfel de afirmație? Știți de ce? Pentru că dacă plec de la premisa că pietrele de aducere aminte se nasc în urma unei relații personale cu cel prea înalt, atunci am o problemă, pentru că eu cred că relația personală și autentică cu cel prea înalt, precum și împărăția lui în om, este asemenea unei semințe care crește și rodește continuu și indiferent dacă afară e întuneric, e secetă, e frig, dacă a trecut o zi sau un an sau 5 ani sau 50 de ani, indiferent dacă cei din familie apreciază sau nu ceea ce fac, indiferent dacă cei din familie privesc, ascultă cu băgare de seamă sau nu și indiferent dacă ei rețin mesajul transmis. De aceea, personal, cred că sufletele plate și atot suficiente cuibăresc banalizarea. Mm. Da, în ce mă privește, Sunt foarte bucuroasă. Și ca să nu rămânem doar la acest cadru teoretic și să nu vorbim așa generic despre pietre de aducere aminte, am făcut aici o mică expoziție pe care te-aș ruga să ne ajut să o explorăm puțin. Și din ce ai adus aici pe masă, sunt pietre de aducere aminte pe care le-ai folosit de-a lungul vremii. Și mi-ar plăcea să le aud povestea unora dintre ele și te-aș lăsa pe tine să alegi cu ce începi și cu ce închei. Așa că te rog să ne introduci în această mică expoziție. Cu mare drag. Fiecare piatră de aducere aminte are un scop și anume să motivez propria inimă și inima celor cu care se intersectează piatra de aducere aminte la reverență față de cel prea înalt și la respect și față de el și față de semeni. Și atunci, aș începe cu să vă prezint câteva dintre aceste pietre de aducere aminte. De pildă,
sămânța, ghinda. Ghinda este sămânța care poartă viața în ea însăși. Dar viața este compromisă de pământul pe care îl ofer. Așadar, când folosesc o astfel de piatră de aducere aminte, nu voi sublinia responsabilitatea lui Dumnezeu, că viața e în sămânță, tu poți trăi oricum, ci întotdeauna o piatră de aducere aminte sublinează credincioșia lui Dumnezeu și promisiunile lui, dar în același timp trebuie să subliniez responsabilitatea mea, a omului. Astfel că o astfel de piatră de aducere aminte, da, e foarte bine că Dumnezeu face ce e de competența lui și eu, omul, nu pot face. Viața este asigurată. Dar în ceea ce mă privește, atenție ce pământ pui la dispoziție, pentru că pământul este cel care compromite și pământul este propria mea inimă și atunci să veghez asupra inimii mele ce pământ ofer celui prea înalt ca să-și semene sămânța. Mm-hmm. Și atunci aceasta este sămânța. După aceea era de un Paște, copiii noștri erau deja în școala duminicală și piatra de aducere aminte pe care am adus-o înaintea lor a fost o pungă cu 30 de arginți, o pungă de piele cu 30 de arginți înăuntru și cu un miel. Și de obicei pietrele de aducere aminte care se nasc în jurul sărbătorilor sau momentelor cruciale stau pe masă aproximativ 2 săptămâni și rămân acolo și de fiecare dată mă asigur când ne punem la masă că piatra de aducere aminte este acolo și repet adevărul din spate. Astfel că după 2 săptămâni de stat la masă, probabil minim de 2 ori pe zi, apuci să înțelegi ce am vrut să transmit, chiar dacă tu nu vrei neapărat să memorezi. Și ideea din spate era următoarea. De Paște, Iisus, Hristos, poate fi prețuit cu 30 de arginți sau poate fi prețuit ca fiind mielul lui Dumnezeu, nu care ridică doar păcatul lumii, ci care îmi ridică propriile mele păcate. Și din nou, Dumnezeu a făcut ceea ce omul nu putea face. El a pregătit mielul care să ridice, dar este decizia mea și responsabilitatea mea cum mă raportez la gestul lui Dumnezeu. Îl prețuiesc cu 30 de arginți sau voi alege să mă raportez la soluția lui Dumnezeu ca fiind mielul lui Dumnezeu care îmi ridică propriul meu păcat. Și atunci lecția de viață pentru copiii noștri a fost următoarea: să învățați să-l prețuiți pe cel prea înalt, nu cu 30 de arginți, ci cu cine este miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și păcatul personal. Văd acolo un vultur cu aripile deschise. Care e povestea din spatele vulturului? Motivul aripilor vulturului s-a născut într-un an de sărbători în care am încercat să cultiv în copiii mei următorul adevăr. Vulturul cu aripile lui sunt de folos când sunt deschise și dacă le iau ca sprijin, ca adăpost și stabilitate și mă las purtat pe aceste aripi, voi experimenta uimire, voi experimenta liniște, voi experimenta și tăierea răsuflării, pentru că mi este prezentată înălțimea la care trebuie să-mi duc viața de zi cu zi, astfel că aripile deschise mă învață faptul că cel prea înalt este pregătit să-și poarte puii, este pregătit să-i prindă în cădere, este pregătit să-i poarte în înalt și să le cultive uimirea și să vindece teama de înălțime și de zbor și este pregătit să le prezinte viitorul și viitoarea locuință și perimetru de mișcare. Deci Dumnezeu Marele Vultur și aripile care se oferă.
Ce ne zici de țestoase? Că vedem acolo mai multe țestoase. Țestoasa, ca piatră de aducere a minte, a încercat să sublinieze următoarea lecție de viață, și anume, învață de la broasca țestoasă să parcurgi viața. Încet, cu răbdare și deloc repezit. Și este foarte rezistentă broasca țestoasă și are parte de mulți ani și nu reacționează la factorii de mediu. Mm-hmm. Așadar, să învățăm de la broasca țestoasă cum să parcurgem viața. Încet, cu răbdare, nerepezit, ne creștem reziliența și avem parte de mulți ani. Și cred că m-aș mai lega de lebedele astea pe care aproape că-s minuscule acolo, dar așa de frumoase. Care este motivul lebedei? Lebeda este unul dintre reperele pe care am încercat să le sap adânc în mintea și în inima copiilor mei când vine vorba de raportarea la cel preanalt și la semeni. Și anume, lebeda are o ținută foarte demnă și elegantă, dar totuși capul este în permanență plecat, astfel că de la Domnul Iisus Hristos va trebui să învățăm să trăim cu eleganță, demn, dar în același timp smerit. El, Fiul lui Dumnezeu, deși era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit de cuvință să se ridice mai presus de Dumnezeu, ci s-a smerit și așa și-a trăit viața, urmând ca cel preanalt să-l înalțe și să-i înalțe. Deci, să umblăm demn, să umblăm elegant, dar smerit și cu capul plecat, atât înaintea celui preanalt, cât și înaintea semenilor noștri. Mm-hmm. Nici nu știu în dreptul cărui obiect să mă mai opresc, dar cred că aș alege nuca, să ne spui un pic despre motivul care stă în spatele ei. Nuca, ca și piatră de aducere a minte, avea menirea de a sublinia faptul că pentru a ajunge la miez, mai întâi trebuie să existe o zdrobire a cojii. Dar și după ce deschizi nuca, nu neapărat garantez că miezul este bun. Deci, trăiește de așa natură încât atunci când va apărea zdrobirea, conținutul să nu fie compromis și să ții minte că zdrobirea, dacă există miez bun, zdrobirea doar va dezvălui calitatea miezului. Uh-huh. Și nuca este un reper cu privire la omul lăuntric, care este găzduit de o coajă care, chiar dacă este zdrobită, nu dezamăgește. Mm-hmm. Ce frumos! Mulțumim pentru această lecție cu obiecte și pentru ideile pe care ni le-ai dat. Cred că ar merita să te gândești serios la scoate o carte care să aibă cel puțin 280 de pagini în care să le iei pe rând și să le lași pe toate împreună ca o mare piatră de aducere a minte pentru cei care te-au cunoscut și care nu te-au cunoscut, dar cărora cu siguranță le-ar fi de folos. Mulțumesc pentru provocare și voi vedea dacă o accept. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Sunt sigură că v-am dat câteva idei practice și sper că le veți și pune în aplicare. Pe curând!